Este o nominalizare care mă onorează pe mine, dar este rezultatul unui efort colectiv, pentru că care implică atât elevii cât și instituția în care activez. Nu consider că e un premiu doar al meu, o nominalizare doar a mea, pentru că nimic nu s-ar știu face fără ei. Și, din punct de vedere, e o nominalizare onorantă pentru mine, pentru școala în care activez, pentru comunitatea noastră romașcană. Sperați să treceți mai departe în etapa națională? Asta depinde de votul romașcanilor. Un prim pas a fost făcut prin acceptarea nominalizării. De acum depinde totul de faza în care se va vota în mediul online și de reacția romașcanilor vis-a-vis de această nominalizare a mea. Eu sper și am încredere în votul lor și sper să-i susțină pe toți romașcanii din nominalizare. Sunt foarte mulți oameni buni prezenți în gala asta. Cum se procedează? Se va vota online în următoarea perioadă, votul constă fiind a 40% din votul final. Deci trebuie să voteze pe Facebook, să meargă pe site-ul galei și acolo este fiecare persoană poate fi votată independent. Deci pot fi toți 4 votați deodată? Deci romașcanii pot vota pe toți 4 sau trebuie să opteze pentru... Da, pot vota pe oricare dintre... oricare dintre, nu pe toți 4? Ba da, pe toți, pentru că sunt secțiuni diferite, categorii diferite. Eu sunt la educație și cercetare, sunt pe voluntariat, e Eliza Cirilă, e Sebastian Friba, este și domnul Cătănoiu și domnul doctor Arbătescu, deci se pot vota... Și chiar organizatorii au permis un vot la 24 de ore, deci poate fi un vot multiplu acordat unei persoane. Se poate vota la fiecare 24 de ore. Da, dar spuneți-mi Cătănoiu cine-i, că nu știu, de la noi din Roman? Cătănoiu este directorul Parcului Național Vânători și este romașcan.